Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit, oameni buni, în Skyrim! Așa cum am scris și în titlu, ne-am întors în Skyrim, dar față de ce ați fi crezut voi, ne-am întors în Skyrim-ul de pe Elder Scrolls Online, unde mai nou a venit un nou update sau un nou expansion ce vine cu o grămadă de poveste pentru zona Skyrim din acest MMORPG. Știu că mulți dintre voi m-ați mai întrebat ce MMO-uri mai recomand eu și printre acele recomandări era și Elder Scrolls Online. Eu m-am jucat cât de cât, nu foarte, foarte mult și cred că am level 20, ăsta e cel mai mare caracter al meu. Din păcate nu e Gușterul Paco, Gușterul Paco are level 15, cred, sau ceva, e un Dragon Knight ăla, sau ceva genul ăsta, e un Warden, e clasa nouă care a fost adăugată cu un expansion sau două în urmă. Dar am înțeles că acum o zi, două, trei a apărut acest expansion cu Skyrim, care se numește, stai așa să și găsim numele ca să nu spunem prostioare după, înțelegeți voi la ce mă refer aici. Uite, o să ne ducem fost la store și nici la chapter și l-avem aici așa, Greymoor. Deci Greymoor este expansionul care aduce această poveste de Skyrim, oameni buni, care se ocupă destul de tare de ceva mister întunecat din inima Skyrim-ului, așa cum scrie și aici, și cred că are legătură cu acei demoni pe care îi bătusem noi atunci. Am uitat cum le spunea oare la ea, despre ce armura aia neagră, foarte șmecheră, îmi scapă, nu scrie aici nimica, nu? Deci oricum că o să avem de face cu vampiri vârcolați și vrăjitoare, așa cum ne-am ocupat și noi deja până acum, dar nu mai țin minte cum le spunea ălora, creaturile alea super, super nașpă ăștia așa. Bine, așa-s vampirii. Bine, acum nu știu sigur. Oricum, noi suntem aici fix în Solitude, dacă mai țineți minte. Solitude era fix în marginea hărții, unde mi se pare că ajungeam destul de târziu. White Run ar trebui să fie, cred că aici. Greybeards sunt partea asta undeva pe munte, iar noi începem jocul Skyrim Park undeva de prin zona asta, așa, pentru că asta e partea din dreapta, ești sus. Mai știu exact, da, și asta e ceva shrine aici de rezolvat, un fel de luptă mare. Și cam atât, dar nu prea recunosc eu toate. Asta e dungeon-ul, cred, sau ceva. Ok, hai să vedem ce ne rezervă pe aici. Și oameni buni, dacă vă place acest video și, sau dacă vă place în general Skyrim sau Elder Scrolls Online, lăsați și voi un like acolo și ar fi super, super tare. Și hai să vedem și noi cu ce ne așteaptă acest DLC. Ok, ci că vrea să bate în ceva. Păi stai, cine ne atacă? He dead. You there. What did that fugitive tell you? Opa. Tipul ăsta a murit în fața mea pentru că ceva atacator, este așa. Who are you? Another spy? What did this lying easterner say to you? Assisting a fugitive is a crime in Hafengar Hold. Unless you want to find out how we deal with traitors and spies, tell me. Oare să-l mint? Hai să nu-l mințim. Ice Reach Coven. Ridiculous. The only threat to the west are those damn spies from Eastern Sky. Okay, ăștia au treabă ceva cu. Dacă e lupta între principatele astea lor, acum mi-aduc aminte. Mark my words. You'd rather not get on the wrong side of the High King's guard. Ok, bine, calmează-te. Just remember, I'll be keeping an eye on you. Ce level ai, mă, că să pesc imediat Fox, ok. Te citești ceva? Ok, aici. Ok, deci the guards came out așa, they were rattling the așa. Oh, deci n-avem încredere în gardien, cred. Ce în genul ăsta. Are mama, ai și pagine, ești nebun? Ok, presupun că o să înțelegem noi. Ok. Meet, trebuie să ne întâlnim cu un contact de-al lui băiatul ăsta care a murit în fața noastră, trebuie să căutăm ceva prin market și să căutăm niște să urmărim niște informații de-astea așa mai criptice. Ui, ce rasă e aia? N-am întâlnit rasa aia până acum. Asta e ceva. Ok, să mergem aici să vedem cu ce contact trebuie să ne întâlnim noi pe aici. Văd că băieții mei deja fac diverse quest-uri pe aici așa. Oh, toată lumea are mount-uri care mai de care mai dubioase. Eu am luat mount-ul ăsta pentru că am zis să se potrivească o leacă cu zona asta mai bine. Ah, da? Și eu te bat. I mean it. One step closer and I'll stab you like a hawker. Ca un ce? M-a făcut cumva curvă? Ah, nu, e hawker. I don't know any Brondold.
That is what I told the guards and that is what I'm telling you. Ce accent are? Zice că nu-l cunoaște pe ăsta pe care l-am găsit noi mort. Dead? Da, el a murit. I'm next, aren't I? Aia cred că eu l-am omorât. Oh, nu. Nu l-am omorât eu, bre. He did not tell me a lot. Said he was tracking some bad people. Okay. Asked me to keep an eye out for any unusual comings and goings. Păi și a venit cineva dubios pe aici? The last time we spoke, it was about the men with the job postings. A pair of wolves in sheep's clothing. Oh, okay, ce-i ceva prin... A wild land full of wild folk. Located south and west of here. It's changed... Okay, deci într-o zonă unde... Te scau ceva în asta? Stai. Deci că trebuie să mă duc într-o zonă. Oh, follow cryptic directions. Scroll. Așa. Oh, ok. Diverse locații nu trebuie să ne ducem, boys. Avem treabă. Bă, da, stai, eu... Ah, am pet-ul ăsta. Asta e non-combat pet. Asta e doar după mine așa. Ăla e pet-ul care o să mă ajute la treabă. Ok. Să ducem încolo. Să căutăm prin... în ceva piață. Să căutăm... A, nu, stai, să căutăm un, o cutie marcată. Stai așa, am citit ce prost. Deci, ok, eu... Și asta e cryptic location. Bă, oare eu puteam să not în jocul ăsta? Adică, clar, de pe mount nu putem să notăm. Da, așa mi-aduceam și aminte. Bă, jocul arată destul de binișor acum, dacă stau bine să mă uit așa la el. Nu prea am pierdut eu timpul așa tare în Elder Scrolls, pentru că, fiind obișnuit cu stilul ăla clasic de MMO, mi-a fost așa o leacă mai greu să mă obișnuiesc cu felul lui de a fi, adică dacă știți în WoW, spre exemplu, când ai o clasă anume, ai de respectat un anumit tipar, gen trebuie să porți, ca și warrior, poți să porți plates și arme mari și tot așa, nu știu ce, bla blauri. Pe când în ăsta, tu îți alegi o clasă, dar ești așa doar cu abilitățile, dar tot ce ai... Dar ca și echipament, poți să porți orice. Asta mi se pare mie senzațional. Adică eu sunt un Warden acum, dual wield, cu nebunii. Eu când mă gândesc la Warden, mă gândesc ca și cum ar fi un fel de druid și ar trebui să port staff, știi? Și nu e așa aici. Și asta? Am găsit lucrurile lui ăsta care a murit. Mamă, frate, tu chiar crezi că o să citesc toate astea de aici? Să dăm cu skip, dacă veți voi să-l citiți peste treaba voastră. Ok, am găsit asta către locație. Ia să ajutăm aici. Ia stai, mă, vinem cu aceea. Puterile de Warden active, să pice cu dragoni. Nice. Asta ce e? Asta pare a fi un fel de Warden. Asta are level 3. Ah, păi dacă știam că poți să vii cu orice level aici, veneam cu Paco direct, dar n-am știut. Uite ce fraier sunt. În loc să vin cu Paco direct, uite. Ah, și e fain că poți să joci și din first person dacă chiar vrei. Oh, cineva pe aici? Oh. Dă-le cu atac. Puterile de șmecher active. Buff-uri pornite. Blocaj. Boom. Ai, exact ca și cum te-ai jucat Skyrim, doar că te joci în online mode. Ceea ce e destul de șmecher, așa că dacă n-ați încercat jocul ăsta până acum, vă recomand să o faceți. Și se pare că nici nu e scump jocul, adică sigur îl găsiți pe Steam la un preț super decent. Se pare că cu vreo 50 de euro ți-ai toate expansionurile aportate până acum, plus jocul. Și nu e cu abonament sau ceva, adică pur și simplu doar l-ai cumpărat și gata. Pentru cei care sunt curioși de aspectul ăsta. Ok, hai să nu traversăm. A, nu poți să mă sui? Mai știu dacă există de-astea. A, nu poți, trebuie să sari pe o chestie care să te... A, uite aici, never mind. Da, zic, deci nu aveți probleme de abonamente sau ceva. Pe bune? M-aș băga o leacă pe niște vampiroi așa să batem. Da, hai să rezolvăm, asta e misiunea principală din zonă și leacă că sunt secundare. Ok, ceva fragment acoperit de cenușă. Și acum trebuie să vorbim cu Lyrs. Ok, unde e Lyrs asta? Conform hărții, nu-mi scrie unde e. Oh, e în casă. Deci e în casă, trebuie să mă duc pe... Aha, e sus. Bă, stai mă, noi aici suntem pe uscat, de ce nu folosim mount-ul? Am mai mulți mounts, ce-i drept. Dacă vreau să-mi schimb, am mai mulți. Am și unii dubioși de tot. Uite, hai să fim călare pe mâță, știi? Dacă tot suntem o pisică, să fim călare pe o altă pisică, nu?
se leacă și mai dubios. Dar așa am să portă dacă se potrivească o leacă mai bine cu environmentul sau ceva. Sincer, cred că am încercat toate clasele din joc și toate mi se pare destul de interesante, dar cum am spus, mi se pare dubioasă treaba asta cu cu dacă joci un mage poți să porți plate și sabie de asta two-handed, adică să fii gen care să arăți ca un warrior, dar tu de fapt să ai spell-ul de mage. Asta mi se pare că dubios, dar aparent e uai, poți să devii vârcolac? Ok. Cred că o să vreau să facem asta. Oh my god. Ton de chestii, stai să mă dau jos. Oare asta mă lasă să intru? Asta e player. Mamă, dar cum arăta? Puteam să jur că e ceva NPC, fratele, cât de șmecherie. Mamă, intrăm în Solitude. Oare layout-ul e exact cum mi-l aduc eu aminte? Că ții minte că ne-am jucat Skyrim. Era fix o piață, apoi era un zid pe stânga-ish ceva, ca în Dark Souls. Mă, știa că încerc să văd dacă e la fel. Mamă, e exact la fel. Holy sh. Mamă, Solitude e exact la fel cum e în Skyrim. Mă, cum e aici? Mamă, știu de oameni aici. Atât și player cât și Guardians. Ok, noi trebuie să ne ducem încolo, boys, așa că o să luăm încerc și sigur către direcția aia de acolo. A, da, și să știți că în jocul ăsta dacă încercați să furați sau ceva, o să vă luați grav, gen, vă atacă gardienii, toate alea. Și poți să faci meserii tot la fel, ca în Skyrim. Deci exact cum am spus, exact ca și cum jucai el de scurt Skyrim, doar cum online. Ai și dungeon-uri, parcă și ceva, raid-uri, ai și PvP. PvP-ul, sincer, să fie destul de fun. What do you want? Nu știu, dar arăți mișto, stai țără. Mamă. What is it? Nimic, voiam doar să mă la tine, ce ești așa bulangeu. Ok, asta nu mi-amintesc să fi fost aici vreodată. Ba, cred că am fost. Ok, azi vorbim cu tantea asta de aici, azi de mie, ce ne zice? Hello? I'm accustomed to stairs, but I reached my threshold for gawkers a long time ago. Oh. Move along, I'm waiting for someone. He's what? He's dead. Damn it. Queen Gerhild will be here at any moment. Look, Her Highness is expecting to talk to me and my contact. I need you to pretend to be that contact or this will go very badly. Okay, deci să ne preface că suntem ăla. Okay, sigur. We can exchange intimate details of our lives later. Right now, just know that the safety of all of Skyrim, maybe even all of Tamriel, depends on how this meeting goes. Okay, ce se întâmplă aici? Follow my lead and be on your best behavior with Her Highness. Okay, hai să-mi care treaba. Dearest Titanborn, oh, e aici. Mă, ce înaltă e! Jesus, femeie! Da, eu sunt. No, but I assure you, my partner is one of the Skald King's best. Oh, am uitat că am două juri, scuze. So introduce yourself, partner. Săruna! A zis să mă introduc. Eu mis... scuze. Nu pot să vorbesc cu tine că e pe ăsta cu porc în față! I am Gerhild, Queen of Skyrim. Allow me to welcome you on behalf of our kingdom. Stai, ea e regina Skyrim-ului. Who might you be? The Skull of Bob, mă intitulez. The letter that preceded your arrival said an attempt was made on the Skald King's life. Oh shit. It indicated that High King Svargrim would be next. My husband took that as an accusation and a threat. Oh, deci cineva care vrea să ucidă regii. Oh. But I will hear you out. Bă, am văzut niște chestii dubioase când am ajuns aici. Have you anything that would persuade my husband? It will take some substantial evidence to convince High King Svargrim to heed the words of the King. Ah, asta e de la care are nevoie de o tonă de cum zic, de dovezi, așa. Am o dovezi că sunt oameni dubioși pe aici. Transgressions will not be enough for Svargrim to accept outside help. Shit. He's a prideful man, and the bad blood between him and Yorund runs deep. I will speak on your behalf, but you and Lyris will need to bring me proof he cannot ignore. Deci, pe scurt, ăștia nu vor să lucreze, sunt gen mai multe facțiuni și cumva cred că apare o a treia facțiune care vrea să se bată în toată treaba asta. Thank you for alerting me to this situation. I am eager to see what else you uncover. Ok. Care e aia înțelegătoare? Ia zi, bre, ce facem? You handled that better than I expected. Now, what in Mara's name happened to Brondolt? Era mort și înjunghiat. Damn. Lucky thing he found you. Brondolt was supposed to get the lay of the land before I got here. Ah, el doar vrea să verifice totul. Na, ia hârtiile astea, vezi tu ce știi. Smugglers and reachmen up to illicit business. Oh, tu le-ai scos fata pe astea. Nothing unusual there, but Brondolt thought it could be connected to the coven. I'm short a good investigator and you stepped into the role easily enough.
Can I count on you to help me with this? Păi depinde ce vrei să fac, asta ajut. Grundled mentioned some locals we should have a talk with. A snitch named Grega, who likes to gamble in the back alleys. Oh, snitches! A 6-9. And an orc named Mog, who frequents the lonely troll. Ok, deci trebuie să vorbim cu doi gagi ca să aflăm niște informații despre toată situația asta. Deci, pe scurt, pentru care n-am înțeles, e ceva război pe aici. Sau se poate lăsa cu un război. Oh, mai taci acolo. Deci se presupune a fi un război pe aici sau ceva neînțelegeri. Și cumva cred că e o facțiune sau ceva care vrea să se bage în întreaga idee, iar noi trebuie să găsim dovezi de treaba asta. What the fuck e aia? Oh, copii. Ah, nu-s copii. Salut! Hey, don't step on the dice. Mă, lași cu zarurile tare. Cum mi-ai spus? Don't know any brand old. Don't know you. Either way, I got nothing to tell you. Ah, nu putem să o dăm cu persuasiv. Ia vorbește tu cu ea, mă. Talk, or the next thing to roll will be your heads. Oh shit. Kasala, Kasala. She handles all the smuggling in solitude. Oh, ea e mai intimidantă, eu nu prea. Mă gândeam că te-ai speria când ai vedea. Sincer, mă gândeam că s-ar speria când ar vedea gen un om pisică venind la ea așa gen măr, măr, hâr, căr și... În pana mea, sunt înconjurat de un... Dita-i ursul. Castle Dower is a monument to the western spirit. Lasă-ne, bă, cu... Asta ne face și turul locului pe aici, fii atent. Ne face exact turul locului. Așa e fain, că jocul ăsta are fix UI-ul de la Skyrim, de... What the fuck? Și-ați dă ea de joacă prea mult timp, prea mult jocul ăsta, vere. Tu ce armuri au pe ei, ești nebun? Hork. Deci așa unii dintre ei low quality, stai, like, îmi se pare mie. Upgradează-te, mă. Nu vreau, mă, să se upgradeze. Ah, gata, nevermind. S-a învățat să cânte? Și ăștia-s player. Și ăștia-s player. Și ăștia-s player, nice. E destul de șmecher cum poți să vezi o tonă de player pe aici. Și ce mai fain e că nu există chestii... Bine, există, dar nu foarte mulți folosesc chestiile astea așa extravagante, încât să nu-ți dai seama cine ce este sau care să-ți dai seama dacă e player sau nu. Mamă, și ai o tonă de secundare pe aici de făcut. Pentru cei care își mai doresc aventuri în Skyrim, să știți că ăsta este jocul perfect. Wait, stai, cred că de-aia sunt fiind tors, nu-i așa? Și zice, go to the lonely troll. Unde e aia? Oh, lonely troll era în spate, firar. I-am crezut că trebuie să ies de aici. Greșeala mea, boys. Uite, avea level 6. De ce vin la level 6 pe aici? Eu nu înțeleg. Mi se pare că au schimbat și intro de la joc, nu mai e același intro. A, aici era, mă, e asta de la intrare. Mamă, știu că pe aici erau cu misiunile cu The Brotherhood. Cu Brotherhood-ul cu ăștia, cu asasinii, cu nebunii. Hey, Mog! Hey, Mog! Happy to oblige. Buy a few rounds and let's chat. Ce sec e? You're going to answer me, Orc. Jesus! Hey! Nobody intimidates my friends. A, da? Princess Vana. Wait, what? E prințesă? Who gave you the right to walk in here and bully my friend? Did my father send you? Nu știu cine ești tu, dar what the fuck? Because he doesn't like Mog. But I like Mog. Mog doesn't care that I'm a princess. Stai, îți place de orc? It doesn't matter to me that Mog's a scoundrel. Smelly bastards. Cheap too. Wouldn't buy us a drink. Oh, știi despre cine vorbim. His breeches fit well. And he was handsome. Not a Nord. Breton, maybe. Oh, okay. I didn't really listen to what he was saying. A half dozen workers left with him. Off to the Drudok Mountains or someplace. Oh, okay. This is where you're going to go, la munții aia. Merci. Ce cu prințesa asta? Partner. Oh, și zici că scos din Game of Thrones dacă mă arată unii dintre ei, să fiu, dacă nu. Au unii așa niște... Fet... Ce, m-am speriat, fet, nu știu ce s-a auzit. Ia zi, băi. So we've got a mysterious Breton possibly working with Reachmen, recruiting workers for some unknown purpose. Okay. Plus there's a smuggler hiding unknown contraband in a warehouse down by the docks. Deci avem două probleme. I say we deal with the smuggler. Deci unul care angajează oameni ca să lucreze pentru nu știu ce proiect dubios, care cel mai probabil are legătură cu Reachmen ăștia care sunt ăștia răi, și câțiva smuggler de ăștia
gen gagii care fac contrabandă, care duc niște chestii dubioase în doc. Ok, hai să mergem la ăștia care fac contrabandă. Poate batem și noi pe cineva. Sau că există pe hartă sau ceva. Șmecher. Animațiile sunt destul de drăguțe jocul ăsta, să fiu sincer. Chiar sunt destul de nice în anumite locuri. Dar eu mă bucur totuși că a băgat în sfârșit un expansion cu Skyrim. Știu că a fost unul și cu Morrowind, dar eu nu m-am jucat Morrowind și așa totul ar fi fost pentru mine destul de... destul de dubios. Unde trebuie să mergem? Ah, e jos aici, nice. De-aia zic, mă bucur că a băgat ceva cu Skyrim, care să-mi fie și mie destul de familiar și cred că asta se aplică nu numai mie, ci și multora dintre voi cei care urmăriți acum. Oh, poți să-ți cumperi de aici de-asta, iau-ți-o. Cu cât vinzi un de-asta? Așa un mount de-asta. Ah, stai, trebuie să-mi iau ceva achievement. Ah, bine, nu mai vreau de aici nimic. Ce fac ăștia? Ah, fac PvP, nu știam ce țipă ea. Țipă aia în ultimul hal, dar nu știam de la ce. Ok, unde suntem? Ha! Aici. Nu văd pasta de care trebuie să ne ocupăm. Sau o văd? Ok, sup! Oh, știe pe aia. Titanborn. Lyris Titanborn? O știe pe Lyris? Blood and Blade. Everyone knows. Toată lumea știe. What a woman. She's even larger than I imagined. No wonder she fought Swordmaster Sai Sahan to a draw. Wait, is he here too? Și asta știe despre tipa cu care suntem noi acum, care aparent e ceva legendă șmecheră. Until Kasala returns, I'd be happy to keep Fair Lyris company in her stead. Okay, simp. Alas, Kasala doesn't allow visitors when she isn't here to conduct business. We can wait out here. Do you think Lyris would autograph my ancestral scabbard? Would mean so much to my son. Trebuie să-i dau autograf pentru fisul, care, pe care nici nu-l are. Aoleu, ok, dude. Oh, thank you, thank you. You don't know how much this means to me. Ok, oare mă mai pricep la asta? I don't know what you said to him, but this is our chance. Try the lock. Yeah, da, easy. E o leacă mai complicat. What the fuck și aici? Salut, băieți. Oh. See what's in those marked crates. I'll watch the door. Ancient urn. Ok. Ceva urnă, ceva cenușă a fost arată cu... Ok, iarăși cenușă și oase. Ăștia vor să facă un ritual satanic aici, boys. Alt. Ceva fetișuri. V-am zis eu. Ritualul satanice. Brought muscle this time, I see. Oh, asta e Kasala. Care to try me? Ne batem? I'll pass. I just want to know who's been meddling in my business. Batem? Ah, eu m-am băgat, eu. I had a feeling it wasn't just an opportunistic thief trying to steal my car. Ce drăguț arată armura ei. What are you after? Nu știu, zine ce e cu cutiile alea. A plot against the High King? Involving plundered antiquities from Hammerfell? Preposterous. I'm simply facilitating a transaction between treasure hunters and a rich collector. So, who am I paying a bribe to? You or nu știu. Give me that. Tribal crafts my arse. Huh. I told that son of a skeever I don't deal in arcane goods, especially ones from the reach. Nothing but sorrow comes from such business. This is okay, înseamnă că nu știa ce e în cutiile alea. Shipments come in, I make sure no one looks too closely and wait for a pickup. Never see his same face twice. Huh. Last time it was a smooth talking Breton with Nord laborers in tow. You want more? I need assurances. Deci tipa asta nu știa cu cine lucra, adică nu știa ce e în cutii. Ea de fapt face contrabandă cu lucruri de astea rare, dar nu chestii ce țin de ritualuri. Gen cum am luat noi. Taking the cargo to an abandoned lodge in the foothills north of Solitude. Okay. Occasionally used it myself when the city guard was being thorough. Deci ne-a zis exact unde se duce. Ce facem, Lyra? Ia zi. Ronald had good instincts. Lyris, pardon, Lyra. Definitely onto something. Lydia din Skyrim. Is hiring locals to haul these urns and reach fetishes. Nu știu, boss, zice e un fel de ritual, ce măi. Without a doubt, the coven's attack on Yoren involved a ritual. Mhm. Why hire locals though? Seems like an unnecessary risk. And how does the Breton figure in?
Păi mai ușor să pui oameni locali, pentru că ea nu ridică suspiciuni. Ok, hai să ne întâlnim acolo dacă e. Nice. Băi, până acum pare interesant, deci un fel de plot aici cu niște gagii care vor să plănească ceva ritual nebunesc sau ceva. Care să fie probabil folosit împotriva regelui. Unde e Abandoned Lodge-ul ăsta? Bă, vere, dar unde e? A, e în față. Uite, stai că și o orb. Ia auzi, ce planuri au ăștia, mă, ai mei. Bă, nu sună rău. Sincer, nu sună rău până acum. Expansionul ăsta. Dacă nu vreți să facem video pe canal cu chestia asta, cel mai probabil o să mă joc eu asta, pentru că pare foarte interesantă treaba asta. Dacă mă întrebați pe mine. Mai mergem aici așa și după aia că ne ajunge. Bă, totuși mă bucur că am băgat cu Skyrim. Chiar îmi doream să mai mă joc jocul ăsta, dar mă pierdea grav povestea pentru că nu m-am jucat vreodată și nu cunosc foarte tare povestea din Elder Scrolls încât să zic, da frate, știu locația aia, știu cu ce se mănâncă aia, mamă, vreau să aflu toate. Nu-i ca în WoW, adică, na, înțelegeți la ce mă refer aici. Adică în afară de Skyrim n-am jucat celălalt decât așa, pe bâșbâială. Hai că n-arată suspiciu. Oh! Vampiroi? Hai, vampiroi ăsta 100%. Stai că am uitat să dau dodge. Bye. Buff time. Gata, mă. Stai mă că nu pot să lootez. Are un staff. Ia uite mă, nebi vampiroi. O fi oare cu ceva cu vampiroi aici? Faptul când a zis Dark Heart of Skyrim, mă gândesc că e ceva cu vampiroi. Preparation complete, my Breton brother, we are ready to begin the ritual, send the latest shipment of așa, temple. Deja templul ăsta trebuie să mergem noi. Am zis eu că e ceva cu un templu și clar e ceva ritual satanic. Bă, parcă știam. Ce e aici? Materiale și ceva, cred că de băutură. Da, să știți că puteți căuta chestii exact ca în Skyrim, adică apăsați pe orice și deschide orice și folosește orice. Bă, destul de șmecher până acum. Dar oameni buni, noi cred că suntem prima aici cu acest video din Elder Scrolls Online cu DLC-ul ăsta de Skyrim. Așa că dacă v-a plăcut acest video și nu știu, dacă vreți să mai facem video cu ăsta pe viitor, eu sunt deschis la ideea asta. Acum depinde cât de mult vă place. Și până data viitoare, oameni buni, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Și ne auzim data viitoare. Hai, pa, pa!